Un bărbat în vârstă de 81 de ani din Hunedoara a reclamat că în 22 octombrie a fost contactat pe telefonul fix de o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi avocat și care l-a anunțat că fiul său a fost implicat într-un accident rutier, fiind vinovat de vătămarea corporală gravă a unui copil care este în comă. Necunoscutul i-a solicitat acestuia 7.000 de euro pentru a-i despăgubi pe părinții minorului. Pensionarul i-a spus apelantului că deține suma necesară și s-au înțeles să se întâlnească în zona unui magazin din Hunedoara cu un bărbat, șoferul avocatului, pentru a-i da suma solicitată. A realizat însă că este vorba despre o tentativă de înșelăciune, fapt pentru care a sesizat poliția municipiului Hunedoara și s-a deplasat împreună cu polițiștii la locul întâlnirii. Aici a fost identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani din municipiul Hunedoara, presupusul șofer, care a fost condus la sediul poliției pentru a se stabili gradul de implicare în comiterea faptei. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru înșelăciune și o femeie din Petroșani a căzut victima escrocilor.